Trei bărbați din raionul Edineț riscă până la 10 ani de închisoare pentru contrabandă cu substanțe toxice. Gruparea a fost deconspirată în urma unei ample operațiuni desfășurate de Serviciul Vamal și Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Activitatea ilegală a grupării a fost documentată pe parcursul a două luni. Substanțele restricționate erau procurate din orașul Cernăuți, în Ucraina, și introduse clandestin în țara noastră. Reținerea a avut loc la depozitul unde se păstrau insecticidele. În rezultatul percheziției operate la acest depozit au fost depistate mai multe recipiente cu substanțe toxice. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii arii infracționale a suspecților și tragerii la răspundere a acestora.